Salutare tuturor și bine ne-am regăsit din nou. Numele meu este Ristea și vă vorbesc în calitate de instalator. În spatele meu se află o casă pe un singur nivel, având suprafața totală utilă de 250 de metri pătrați. Am realizat aici sistemul de încălzire prin pardoseală, având o suprafață de 175 de metri pătrați, deoarece o parte din casă este garajul, de fapt două garaje, cămara și camera tehnică. Pe lângă sistemul de încălzire prin pardoseală, am mai realizat și instalația sanitară. Haideți să mergem înăuntru să vă arăt ceea ce am făcut aici. Este un sistem de încălzire prin pardoseală Vision. Am folosit o țeavă de tip PXA, având diametrul de 17 mm, avem în total aici 20 de circuite de încălzire prin pardoseală. După cum se poate vedea, izolația este cu totul altceva, este o izolație din spumă poliuretanică, celulă închisă, folosită în Occident de foarte mult timp, de peste 10-15 ani. Spuma celulă închisă a fost suflată, aplicată de către echipa Isospray din Bihor, o echipă extraordinară, după cum se poate vedea, este perfect dreaptă, efectiv au raștetat acea spumă să rămână perfect dreaptă. Să știți că un rol foarte important în ceea ce înseamnă consumul de energie îl are termoizolația casei. Foarte mari pierderi de căldură sunt pe parte de pardoseală. Completate de pierderile de căldură prin tavane și prin pereți, bineînțeles. Așadar, haideți să vă fac cunoștință cu această casă. În dreapta mea se află bucătăria, avem două circuite de încălzire prin pardoseală și o alimentare cu apă rece, caldă și canalizare pentru spălătorul de bucătărie. Aici ne aflăm în living, avem în total 4 circuite de încălzire prin pardoseală, un spațiu comun cu livingul, 2 circuite de încălzire prin pardoseală. După cum se poate vedea, toate țevile de tur care asigură agentul termic pentru zonele de aici sunt izolate pentru a nu pierde din temperatura agentului termic, ea ajungând la temperatura cu care pleacă din distribuitor, din camera tehnică, exact acolo unde este nevoie de ea. Vom merge mai departe. În stânga este holul de acces în casă, intrarea principală pe unde am intrat și noi. În dreapta mea, prima baie, o baie de servici, unde avem două lavoare, un cadru încastrat Grohe Rapid SL, de la Grohe, bineînțeles, un cadru de bideu și zona de duș cu rigolă, acea rigolă de duș Slim Venisio și partea încastrată a bateriei termostatate Grohe Smart Control. Preferata mea, de ce nu? De fapt, toate produsele Grohe sunt preferatele mele. Vom merge în camera tehnică. Aici nu avem încălzire, avem doar spuma. Acum o să te rog să arăți partea de spumă cât este de dreaptă. Aici se vede perfect. Da? Foarte, 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 foarte frumos lucrat. Probă de presiune pe instalația de încălzire, probă de presiune pe instalația sanitară. Va fi o centrală care va funcționa cu gaze, o centrală în condensație și alimentarea cu apă rece a casei. Țeava folosită pentru instalația sanitară, țeavă multistrat, izolată. Avem aici distribuitorul pentru sanitar, care asigură apă rece și caldă pentru această baie de servici și bucătărie. Nu avem îmbinări decât în distribuitor și la obiectele sanitare. Iar aici avem distribuitorul de încălzire prin pardoseală, primul, cu 10 circuite. Și vom merge mai departe. Haideți să mergem mai departe.
Da, toate țevile de tur izolate până în distribuitor. Iar aici avem cealaltă jumătate a casei, care începe cu o cameră, două circuite de încălzire prin pardoseală. Mergem mai departe pe hol. În partea stângă un dressing, un singur circuit de încălzire prin pardoseală. Încă o cameră, două circuite. Spălătoria, unde avem un spălător de rufe și o mașină de spălat rufe. Distribuitorul de încălzire prin pardoseală pentru această zonă. Tot 10 circuite. Așa. Aici avem dormitorul matrimonial, două circuite și un dressing și o baie matrimonială chiar aici în capăt, care va fi echipată cu un lavoar, un WC-ul, la fel cadru Glohe Rapid SL, bideu și o cadă freestanding pe această zonă. Va fi cada cu baterie tot freestanding. Iar aici în dreapta avem distribuitorul de apă rece și caldă, care ne asigură această baie matrimonială. 4 circuite apă rece, 3 circuite apă caldă. Așadar, o recomandare pentru voi, să faceți o termoizolație cât mai bună a casei, pentru că avem acolo la stradă două chestii care se învârt tot timpul, contorul de energie electrică și cel de gaze, care din păcate nu pot fi date înapoi, chiar dacă peste câteva zile dăm ceasurile în urmă cu o oră, acelea nu pot fi date înapoi și vom avea cheltuieli nejustificate pe termen lung cu ceea ce înseamnă încălzitul și răcirea casei. Cam asta a fost instalația de aici. Dacă vă doriți o astfel de instalație, vorbiți cu mine, mă puteți contacta la numărul de telefon 0722 68 67 60. Până data viitoare, să avem instalații reușite!